Ei, salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod de GTA San Andreas pe serverul Blue Bucket. Da, bă, fraților, astăzi suntem la lângă dubița mea care e deschisă, care e motorul deschis și nu trebuie să vă uitați voi în cealaltă parte pentru că am o surpriză pentru voi. Așa, am închis la poneiul nostru motorul. Deci, fraților, ce vreau să vă arăt astăzi este acest frumos sultan care e a nostru în proporție de 20%, deoarece doar mi-a înmânat cheile tipul care deține, deci nu pot să așa, care e șicuța, șicuța, da, e bunul meu prieten care de-abia am prietenit cu el, care ne-a împrumutat această frumoasă mașină, Sultan, da, am explodat-o odată, dar nu contează, nu pot folosi acest vehicul, mașină. Proprietarul nu plătește asigurarea. Ce-ai făcut, mă, bosulic? N-ai plătit asigurarea. Da, azi nu conduce mașina lui. O să conducem dubița noastră pony. Do you want to cancel the checkpoint? Mergem la jobul nostru favorit, fermă. Și o să o conducem pe pony, care de-abia atinge 20 la oră, dar sper să ajungem cu bine. Da, aceasta este ponia noastră. Hai că o să ajungem noi la anul acolo. Dar măcar o să ajungem. Este ora 21, adică ora 9 seara. Eu m-am oprit din făcut teme pentru a filma pentru voi, pentru că trebuie să filmez pentru voi, pentru că sunteți abonații mei dragi. Stați așa un pic să... Oh, ok, ok, mi-a picat telefonul pe jos. Nice. Da, și sper să vă placă seria asta de seam, să postez episoade în continuare în fiecare zi. La ora 2 cred că o să le postez, nu știu, vedem. Deocamdată le-am programat pe toate la ora 2. Adică la ora 2 zilnic. Și când o să-mi iau un ban pe GTA 5, că știți că mi-am luat ban pentru că am luat ban de la un cheater și am și cheltuit. Deci doar ce-mi cumpărasem GTA 5, după 3 ore mi-am luat ban. 7 zile. Foarte șmecher. O să fac și o serie de GTA 5. Pentru că mi-am luat și eu componente noi la PC și pot să filmez acum cam orice apare în 2016 și în 2017. Poate și mai mult, dacă bag și setări pe medium și pe low. Așa că da, pana mea, nu știu, ți-am pus, mi se mișcă mai greu pentru că acum nu contează și de când e jocul sau căcaturi de alea, contează și cât de încărcat e. Dacă joci Mario și ai cele mai de căcat moduri, adică plin de moduri, plin, full, pana mea, e și logic să-ți meargă greu, că se blochează, na, pana mea, sunt moduri multe. De adică GTA 5 merge mult mai bine decât ți-am pus și la grafică mare, deci... Na. Bine, merge bine Sampu, dar Sampu e optimizat la 100 de FPS-uri. San Andreas, de fapt, nu Sampu. No, nu ne merge radioul, pentru că am dat sunorul pe off, să nu mi-au copyright pe ceva. Așa că nu vă așteptați să... Nu, 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 pony, pony, nu, 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 fă de astea, pony, nu fă de astea, pony, te rog, nu știi, știi că nu place să faci de astea, pony. Stai că se răstoarnă poneiul nostru. Bă, pony, ridică-te, bă, așa. Stai că ni se răstoarnă poneiul, ceea ce nu e foarte bine. Poți folosi slash talk bid pentru a afișa ascunde sumele licitate de alți playeri. Frumos. Ce să zic, frumos. Bă, fraților, deci ceea ce vreau să vă zic acum este că asta se va muta cum ar veni pe seria principală de pe canal, deoarece știți că eu sunt jucător de SAM de foarte mult timp. Nu neapărat de RPG, sunt jucător de SAMP în general, am avut server de stand, am avut server de RPG, am avut server de roleplay, deci sunt destul de experimentat, să zicem așa, dar da, deocamdată nu avem de unde să știm ce se poate întâmpla aici, adică se fac update-uri la servere, pentru că oricum San Andreasul deja e un joc uitat, adică un joc uitat de Rockstar. Nu o să se mai apuce să facă update-uri, adică te rog, ci tu dacă ai avea un joc care ai făcut în 2000 și 2003 sau 2004 sau habar nu am când ai făcut jocul ăsta, ai mai face update-uri la el, adică cine mai ar face update-uri la un joc de care dracul l-a uitat în pana mea, adică nu știu, zic și eu. Deci da, trebuie să fim respectuoși că unii chiar fac chestii de genul, adică fac servere ca lumea. Oh my god, stai, nu, 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 nu fac de chestii de astea cu pony, nu vreau să fac chestii de genul. Așa, așa se cheamă mașina asta, pony. Și avem boxe acolo în spate, ascultăm muzică, dar deocamdată nu ne trebuie. Deci, da,
Cam asta. Uite-l pe ăla. Sper să nu se întoarcă să mă fugărească, să mă bușească mașina. Să apare, nu? Sunt unii care au mașini. Dacă te văd că ai damage pe mașină, vin după tine și te bușesc, frate. Băi, ce mi-a apărut ăla în față și nici măcar nu zbura de pe motor. S-o băgat în mine, cumpăr sultan 2x oferte. Uite și pe ăștia. Uai, dacă mă mi-apar în față, e enervant că mi-apar în față. Uite-l, mă. Aici deja intrăm într-o zonă mai populară, pentru că intrăm spre LS. Și, da, aici e jobul de fermer și cum, nu te du. Și cum, nu te băga mine, idiotule, nu merge pe contrasens, băiatul. Așa. Deci, cum e o zonă foarte populată, pentru că e și jobul de fermer aici, nu-i prea bine, nu se răsturna, te rog, nu-i prea bine să... Să vii pe aici. Dar na, Panama uite și face și lag aici. Cam multe moduri băgate. Dacă n-aș avea lag, na. De fapt, stai, dacă îmi las mașina aici, o să mi-o fure ăștia în a doua secundă. Așa că o să mi-o bag aici, între copăcei. O să-i oprez motorul. Te rog, oprește-te. Să, de fapt, fii atent ce o să fac. O să o bag lângă asta, că așa nu cred că o să-și dea cineva seama că... E furată, că mașina asta e furată, nu e luată corect, așa că poate să o ia oricine. De aici să sperăm că nu. Și da, hai să muncim, bă, frățiorilor, pentru că dacă, chiar dacă furăm, noi trebuie tot să avem bani să muncim. Așa că da, hai să muncim corect, pe barosăneală, cum ne place nouă. Bă, de-a 2 minute aici, deci eu zic că în 2 minute să faci 40 de K, 50 de K, e foarte, foarte bine. Mai ales că aveam 200K, dar am și plătit multe chestii, pentru că când intri pe un server trebuie să plătești, să-ți iei telefon, să-ți iei nu știu câte chestii, să-ți iei agenda de aia de telefon, agenda, carte telefonică de aia. Deci e ceva, adică nu imediat, gata, trebuie, am plătit și taxi când n-aveam mașină. Plătim multe chestii, aveam 200K, acum am 146, bine, nu, asta nu e o problemă, pentru că avem și în bancă și avem acolo asigurata. Totuși, să fim siguri că suntem în stadiu bun și nu o să murim de foame. Deci de-aia muncesc eu acum. Normal aș putea mă duc da un rob și gata, e zi, 1 milion sau cât. Nu știu, dă 1 milion oare sau nu știu cum dă. Un caca cred că îmi dă. E 800, nu știu. Oricum, economia aici față de RPG e mult mai diferită. Adică pe RPG dintr-un job de fermer îți dă 1000, aici îți dă 60.000, deci e diferit. Sau nu, îți dă 100, îți dă pe ăla, nu știu, 1100, mi se pare că îți dă un premium, 1000, nu știu, habar nu am. Dar oricum, e mult mai diferit aici și e mult mai șmecher aici, pentru că dacă ar fi să aleg dintre Baguette și RPG, tot Baguette. Dacă ar fi să-mi placă mai mult RPG-ul, de ce dracu joc aici, știți? Bizonul, dacă ar fi să-mi placă mai mult Bizonul, de ce să joc aici, știți? Așa că, da, eu zic că e bine aici. Suntem bines. Hai, că încă 20 de secunde, va trebui să ne apropiem încetişor. La 10 secunde o să mă apropii de spawn. De fapt, mă apropii de acum, pentru că aici o să merg foarte încet. Vedeți? Până ajung acolo trec astea 10 secunde. Deci nu te băga în mine, idiotule! Vai, ce oameni idioți! Așa. Hai să luăm niște curbe. Și am ajuns fix aici, lângă poneiul nostru. Unde e poneiul? Cred că l-au furat deja pe ponei. L-au furat? Da, l-au furat, mă. Era clar că o să-l fure. Ia stați să vedem. L-au furat pe poneiul nostru? Apare l-au furat. Oh, stai. Salut, taxi. Ia, poneiul nostru e furat? Nu veni aici. Stai să vedem. Stați așa un pic. Mi-au furat poneiul, asta e rip. Stai. Mă duci până la burger să duc făină. Du-mă, please. Ok, hai să vedem, mă, fraților, 500 i-am dat până acum. Pua, ce soboșit, bă! Hai, nu sta pe loc! Pot să repar? Du-mă prima dată pe mine. Hai, bă, du-te, dracu, nu te mai buși că-mi fur la bani. Hai, du-te!
Ai, male, că nu joc de el, nu sunt de ăla. Ai, viteză, că mi-ai cam mulți bani, băiatul. Îmi ia 500, 500, 500, 500, oprește, pune frâne, hai, că nu-i bine, hai. Hai, nu repar, bă, panoramă, nu. Dacă repari, îți dau post, du-te dracu de sărac. Păi nu, frate, dar ăștia unii vor, hai aici e burgerul, hai, stânga, așa. Hai, când era 3000, hai că nu-i mult, 3500 mi-a până acolo. Gata. Mersi, băiatul. Mersi. Hai, mă, să mergem să vedem. Slash! Oh, cât? Să am 143 de K. 182. Bine, mă. Ai cam dat-o pe bine. Să văd și eu dacă pot să fur vreo mașinuță de aici. Pentru că nu mai am eu așa de mult chef să... Nu pot să fur nicio mașină. Service taxi din nou. Să mă ducă până acolo să-mi iar 3000? Nu! Aș vrea să dau și aici pe o mașină. A, uite, uite, ai băiatul. A, tu ai clăs, ai închis tu mașina, nebunule, te-ai gândit tu că pe aici scoți ca mine, nu? Bă, ce o mașină pe aici prin spate, hai să vedem de aici dacă găsim ceva. Ia, e un motor acolo, dar o să fie închis 100%, n-are cum să lase cineva motorul acolo, așa. Random, așa, că n-are rost. Vreo mașină pe aici? Uite, asta s-ar putea să nu fie spamată, pentru că nu știu cine își parchează mașina aici, acum, serios. Da, uite, e mașină bună. Mergem înapoi la job. 66. Știți care e faza? O să mi-o fure de fiecare dată, dar dacă dăm de taximetriști acolo, o să-l pot să-l sună înainte să-mi termin jobul. Și să vină gen la timp, să nu mai aștept după el pe timpul filmării, știți? Și o să-mi dau, o să mă duc și pe... Să lucrez și eu la taxi și prostii de-alea, așa că nu vă îngrijorați, băieții, o să lucrez și noi la taxi, că din taxi se câștigă ceva, adică sunt mulți începători care n-au mașini și vor să vină la taxi, să-i duci undeva și mi-au bușit mașina. Să-i duci undeva, știți? Și nu pot să dau loc. You don't have the case of these cars. Of discard, de fapt. Da, bun, e bine și așa. Nu te băga în mine, nu! Așa. Ok, deci unde vreau să parchez mașina asta? O să o parchez. Uite, aici mi-era poniul meu. Aici nu mai e poniul meu. Perfect, nice, good job, guys. O să-mi parchez mașina fix alângă... No, o să-mi o fure. A, banii. Hai, marci, săracule! A, e a lui mașina. E a lui mașina. Deci, bine, ia lui mașina. Deci nu cred că o să vină el să-mi fure mașina mea. Trebuie să mergi cu viteza mai mare de 25 km pe oră. Na bun. Faceți noi 200 ca înapoi, băieții, pentru că suntem niște muncitori iscusiți. Deci o să facem înapoi 200K, pentru că 200K este media care ți-ar trebui să trăiești pe serverul ăsta. Chiar dacă poți să faci mai mult, să... na, zici eu. Nu te ajută. Deocamdată 200K e destul. Plus că banii se fac foarte ușor pe serverul ăsta. Adică, uite, 10K acasă, să-ți cumperi casă de tip mediu, vedeți? Eu am deja 5K. Știți cum mai fac 5K? Easy fac. Mă duc și cer la 0. Glumeam ce aveți. Nu, dar pot să-i fac și din muncă. Lucrez vreo 2 ore pe server. Am făcut easy 5K. Dar n-am nevoie, pentru că nu poți să lucrezi în continuu ca obsedatul, când poți să te și distrezi, poți să faci și alte chestii, mă înțelegeți? Forum vizitează-l după ce ieși din joc. O să-l vizitez, dar pana mea, de ce ar trebui să-l vizitez? Eu mai citesc de obicei, așa, să nu mă plictisesc în timp ce fac job, pur și simplu merg din WASD, S-ul nu prea folosește, WASD. Și mă uit acolo în chat să văd ce mai este. Unde e aeroport să fiu că nu vine niciun taxi la mine. Mai încearcă până îți va accepta un taximetrist apelul. Bă, nu știu, helperii de fapt de pe Bizon nu sunt așa de repede. Unii și anulează cererea, după aia ți-o anulează chestii. Aici pe Blues, pe Baguette în general, mă gândesc că am jucat și pe Orange, pe Red sau pe Green, n-am jucat numai pe Blues și pe Orange. Și bă, frate, sca lumea helperii și cu alea te ajută repede și panarame de alea. Unde pot să găsesc scrisorile? Uite, vedeți, te ajută imediat, îți dă aia care știu, nu-ți dă aia panarame de alea care întreb ceva în pui mei și nu știu nimic. Nu, frate, te ajută ca lumea, știu cum merge treaba cu serverul și de alea.
Vreau să ajung aici, sper să mai fie mașina. Uuu, nu mi-au furat-o, ce? Trebuie să scriem undeva că nu mi-au furat mașina, ăștia ești nebun. Uite, ăla are cu NRG-ul lui. Bine, știi care e faza? Ai mașină. De obicei ăștia care vin aici au mașină majoritatea. De ce dracu să ai o mașină de 3 ori mai performantă decât a mea și să încerci să ai un Ferrari, dar să furi o Dacia, gen? E ciudat, știi? Toți de acolo aveau buri, nu burito, doamne, aveau mașini ca lumea, nu, cine dracu ar fura asta și care e și bușită, e praf. Știți? Deci, da. Hai să mergem să ducem ce ne trebuie nou acolo. Ducem asta. Și nu o să închei filmarea. O să mă duc, cred că, acasă și... Fu, el nu merită să bag la mașina. Chiar nu merită să-i bag benzină. Nu te băga, nu te băga, nu te băga în mine, nu te băga în mine, nu te băga în... Mamă, m-am băgat eu în stâlp. Aici este burger shot-ul. No. No. Ce faci? No. E bine să mergi așa cu viteză. Așa. Închidem motorul. Punem frână. Merge înapoi, o să dau și o slash it. Slash it. Avem 219k, băieții, ne-am făcut bănuți înapoi, taică-mi o țipă de parcă nu e ziua de mâine. Nu contează. Asta nu contează, chiar nu contează. Da, 219k, băieții, sper să... Da. Para mea, o să fac și rank, stai, slash n, ca să fac rank la job, trebuie să dau ceva... Gen slash by rank sau îl sau mil sau când muncesc vine singur. Stai, îl fac singur. Nu, da, am și o întrebare asta. Sunt chiar foarte, foarte curios de chestia asta. Și ce e acolo în colț? Văd ceva, ID 87. Dar nu observ ce e. Mă rog, a dispărut. Nu vreau să vă răspundă niciun helper. De ce la toți le răspundeți și mie nu-mi răspundeți? Băi, țigani sunt de să mor eu. Hai, careva să-mi răspundă și mie. Service, taxi, nu știu ce, nu știu ce. It's now on duty. Dă-i, băi! Ai trimis deja o întrebare, slash, nu așteaptă. Păi aștept eu, dar nu, pana mea, știi și tu, nervii au și ei o limită. Adică nu mă răspunde nici dracul la întrebări. Te rog, răspunde careva, că sunt curios de chestia asta. Adică văd că au crescut, înainte făceam puțin bani și acum fac mai mulți, adică primesc ceva bani. Am 219k, foarte frumos, pe barostăneală, cum ne place nouă. Hai mă, să vedem. Mai mă ajută și pe mine careva? Nu știu, dacă nu mă ajută careva pe la sfârșitul episodului, scrieți și voi în comentarii. Nu împrumuta, nu ai nicio garanție că îi vei recupera. Wow! A primit mute de la Smith, motiv spawn. Spam, nu spawn. Spawn. Sper să mai am garanție să-mi găsesc mașina tot acolo. Dacă nu, o să dau slash service taxi, o să-mi pierd 3000 de dolari. Deci da. Am trimis deja o întrebare. Hai, răspunde careva. Vă rog să-mi răspundă careva. New buy. Se bagă mine gift. O să se anunțe pe forum RPG. Bă, răspundeți-mi la întrebare. Nu răspundeți la aia cu giftul lor. Am o întrebare mai importantă. Legată de joburi. Legată de bani. Legată de... Uite, de cum face caracterul. Uite cum face caracterul. Oh, no, 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 no. Opa, stați. Ai mani, glumești. Răspundem la întrebare. Repede, te rog. Mamă, ce primesc că ea mute, ești nebun? Păi ea spamează rău, înseamnă. A, cu cât muncești mai mult să avem să scrii, nu trebuie să scrii vreo comandă. A, ok, deci am înțeles.
Eu am zis rank în loc de skill, nu contează, e tot același lucru. Nu mi-au furat mașina! OMG! Ai primit... Ținătorii fermei au fost mulțumiți de calitatea muncii presate ai primit. Oh, bine bă! Stai, stai, trebuie să duc făină sau pot să muncesc din nou? Ah, pot să muncesc din nou. Ok. Deci, avem 316k! Băi, ești nebun la cap! Facem noi bani acum, cum adică? Facem noi acum bani. Stai să oprezi mașina, că... Facem noi la bani acum, cum adică, mă, facem noi acum... Mamă, 316k, ești nebun, chiar. E bine, mă, e bine, ce să zic, e foarte bine. Cred că am skill 2 deja sau na, pana mea. Adică am deja bani asigurați. O să fac și un giveaway, deci nu ezitați să stați, veniți pe serverul bluebaghetrpg.blue.baghet.ro. Veniți, fac giveaway-uri, o să fac giveaway-uri zilnice cu 100k, cu 50k, depinde câți bani o să fac și eu din job. Adică dacă avansez în skill o să fac 500k pe tură, așa că nu o să fie mult 100k, dar pentru voi o să fie mult, dacă se zice pe toi, o să fie chiar mult. Deci da. Când se bagă giftbox-ul să se anunțe pe forum. De ce toți întreabă chestia asta? Ce e așa de important giftbox-ul? Nu știu, just asking. Nu mai pot să mă mișc, help. Da, deci am 56, mama, dar mulți au nevoie de taxi. Asta e foarte bine, adică vedeți câți au nevoie, nu, câți taximetriști, de fapt, asta nu e bine, de fapt. Am zis exact pe dos ce vreau să zic, adică nu e bine să fie mulți taximetriști, deoarece așa nu mai are niciun sens, adică dacă tu ești, te faci taximetrist, acum nu o să vină niciunul la tine, o să vină la ceilalți, dați-o. Adică nu neapărat, nu contează de asta, contează... contează, de exemplu, cine dă accept primul, dar totuși... Dacă te faci acum să taximetrizi, la câți taximetriști pe server, o să găsești greu client, adică... Băi, o să accepte, o să aibă că deja pregătiți acceptul, știți? Așa, ia uite că nu ne-o fura mașina. Mamă, dar trebuie să scriu undeva, mă, că și nu fură, mai fură mașini, ești nebun. Apreciez, chiar apreciez. Vă luc ăsta, am 61, deci pentru ce-mi trebuie mie acum mașinuța asta, e bună să fac 500k, după poate o să-i bag și motorină, poate, nu zic 100%. După jobul ăsta o să-și încheie episodul pentru că deja nu mai are rost. Am filmat destul. Și da, cam asta este viața pe Bizon, pe baghet. Trebuie să muncești, 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 să muncești. După să-ți faci o casă, să-ți faci o familie, pentru că vă dați seama, trebuie să găsiți iubită. Eu nu sunt multe fete pe server, deci o să fie destul de greu să-ți găsești iubită. Cred că deja m-am și futut la Coradaro. Nu m-am futut? E bine, am mers cu 200 la oră? Ok. Cred că nu m-am prins. Nu. Stai, receive the warn. Am crezut că s-a uitat ăla la mine. Am văzut că s-a uitat, am crezut că s-a uitat ăla la mine, polițistul, că vreau să vin pe contrasens, dar n-am venit pe contrasens, băiatul. Oi, scuze. Scuze. Așa. Cât am primit? 31k, de-abia atât? De-abia? Atât? Ok, dă-mi să știți. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod de pe baghet.ro. Da, deci, intrați și voi pe server, aveți acolo în dreapta jos IP-ul de la server, așa că știu că vă place să știți să veniți pe server 100%, o să vă placă. Da! Sper că vă place, sper că o să veniți și voi pe acest server minunat și frumos. Și ne vedem la viitoare. Bye, bye!